Specialiștii Apă Canal Chișinău dau alarma. Apa din fântânele și izvoarele Republicii Moldova nu corespunde normelor sanitare. Astfel, pentru a verifica cum este calitatea apei, au fost colectate aproximativ 900 de probe atât din localitățile din preajma municipiului Chișinău, cât și din raioanele mai îndepărtate. Medicii igieniști au constatat că cea mai gravă situație se atestă în sate, unde principala sursă de apă sunt fântânile. În același timp, în municipiul Chișinău, cea mai sigură sursă este apa de la robinet. Potrivit specialiștilor, apa din aproximativ 85% din fântâni nu corespunde normelor sanitare după componența chimică, sursele de poluare fiind deșeurile din preajma locuințelor. Încă în luna iunie, localnicii din comuna Băcioi s-au plâns că apa este atât de rea pentru sănătate, încât mulți dintre ei s-ar fi otrăvit. Era apă foarte... Ea ca și este, dar apa nici nu se discute, e foarte rău, nu știu de nici prevență, trebuie de lucrat asupra la toate acestea. O lume s-o trăvesc copii, dacă de pildă la grădiniță este filtru, dacă de cusară rămâne apa în cratiță, noi dimineața când venim toți să găsești un nalet așa, cu toate că este filtru. Totdeauna am depistat apă poluată, dar asta e cum spune, dacă omul are fântână lângă casă și are vacă, porci, animale și tot e împrejur la casă, asta e problema tot a noastră. Noi poluăm, noi bem, nu respectăm zonele sanitare, nu respectăm condiții de exploatare, nu curățăm, nu dezinfectăm. Medicii susțin că apa poluată poate grav afecta sănătatea oamenilor. Impuritățile, metalele grele, cât și nitrații pot deveni motivul apariției diferitor afecțiuni grave. Dereglări intestinale, hepatită virală A, cum avem cazuri care au fost erupții la noi în unele raioane. Pentru a preveni apariția bolilor provocate de calitatea proastă a apei, medicul igienist a venit și cu câteva recomandări. Eu aș recomanda ca populația mai des sau mai bine ar fi ca să utilizeze apa și vine din sistemul de apeduc centralizat, deoarece această apă este permanent monitorizată, adică supusă investigării de laborator și respectiv distribuită populației. Dacă chiar populația își folosește o fântână, ar fi de dorit ca să mai bine, înainte de a o folosi, să facă o investigație ca să vadă calitatea apei care o folosește zi de zi. Precizăm că de la începutul anului Apă Canal Chișinău a organizat mai multe acțiuni de informare, comunicare și sensibilizare a oamenilor privind importanța apei de la robinet. Două fete au ajuns la inspector.